gata, fraților. Ne-am trezit, mâncăm micul dejun și ne pregătim să mergem la stația de autobuz. Astăzi vom lua autobuzul către Puerto Princesa. Sunt 6 ore de mers cu autobuzul, 6 ore obositoare. Și nici noi nu suntem prea odihniți. Haideți să mergem să mâncăm ceva. Dragilor, gata, începe nebunia. Am luat bagajele. Ne îndreptăm către autocar. Haideți la Puerto Princesa. Așa e aici, în Asia. De mai ceva ca la televizor, mai ceva ca la Asia Express. Ne grăbim, mai avem 10 minute. Tocmai am luat tuk-tuk-ul. Haideți la terminal, că nu se mai poate. Suntem pe cale să pierdem autobuzul. Gata, veniți aici și vă dau biletele. Acesta este autobuzul. Asta este autobuzul. Spații pentru bagaje. Haideți să vedem. Jegmânea la mare la ăștia. Ne-au zis că ne aduc cu 50. Când am ajuns aici, ne-au cerut 100. Și acum haideți să vedem cum face cu biletul de autobuz. Ne-a dat ceva de unde ne-a făcut rezervarea și să vedem care este autobuzul, cum îl luăm, ce faci. Dragilor, asta este autobuzul, spațios, luxos, aer condiționat. Ce ai? Neamul nostru de la maimuță încoace n-am mers cu așa ceva. Toaletă. La noi nu se vede așa ceva. Nu găsim așa ceva. Cum nu găsim? Deci... A fost un ecoșul, n-am venit sau nu? Uitați cât spațiu avem la picioare. Nu cunoști, bari. 7 mai scump și înghesuit ales că vezi mațe. Nici în avion n-am avut atât loc. Și aici avem și veciu. Deci cam asta este spațiul de la picioare. Ca la pele de piele. Te simți ca în sufrageria de acasă. Perdeluțe, frumos. Perlindo, bye bye. Să înțelegeți condițiile din acest minunat autobuz. Avem și Wi-Fi. Așa ceva nu mă gândeam că voi întâlni în Asia. Cam astea sunt condițiile din autobuz. Absolut geniale. Față de ce am văzut până acum și cu ce am călătorit. Astea sunt foarte, foarte bune. Spațiu mare ca lumea. Tot ce ai nevoie. Aer condiționat, Wi-Fi. Deci cam asta este internetul din Filipine. Cel mai slab internet din lume. Uitați-vă și voi. 0.13 MB per download. Dar măcar avem internet în autobuz. Upload-ul este de 0.20. Gata, am ajuns și noi în Puerto Princesa. Am făcut și o mică oprire. Am mâncat ceva la un restaurant local. 5 ore am făcut la întoarcere. Mai rapid decât ne așteptam la 6. Haide să vedem cum este Puerto Princesa. 40 de grade. Începe nebunie. A început circo aici. Ei nu cobor bine din autobuz, te ia lumea la tuk-tuk-uri. Începe circul grav. Circuletele. Uite, fac ca dracii ăștia mari pe aici. Bam, 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 vrei tuk-tuk, nu vrei, vrei bicicletă, vrei, ha, 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 1, 2, 3, 4, 5. Hai să luăm o bicicletă până la cazare. Da, băieții să urcă în tuk-tuk. Ne îndreptăm către cazare. Începe nebunia.
Mare frumusețe de tuk-tuk. Bagajele, că ne găsim fără ele. Tai de men. O nouă zi, o nouă nebunie. O nouă zi nebună în Porto Princesa. Gata, am ajuns și noi după un circ, un mare scandal cu niște nenorociți care au vrut să ne păcălească. Ne-am urcat în tuk-tuk și ne-au oprit aia la... Și noi la cazare după un circ monstru pe traseu. Vă rugăm frumos, nu vă lăsați păcăliți de ăștia cu tuk-tuk-urile. Nouă ne-au zis că ne ia 300 de pesos pentru două tuk-tuk-uri. Când au oprit să alimenteze, ne-au cerut 400 de tuk-tuk. Ceea ce este foarte mult, adică dublu și ceva. Și am făcut circ, am zis să vină poliția să... să mai scadă de-n preț. Și până la urmă au scăzut. Haideți. Dragilor, camera noastră se pare că încă nu este gata. Așa că am decis să venim la piscină. Va fi gata în 40 de minute. Până atunci am zis să facem o baie. Cam asta este piscinuța. E cam murdară. Nu prea e nimeni în ea. Bagă cu furtunul apă. Asta e. Vedem. Stăm, nu stăm. Ne băgăm, vedem. Dragilor, aceasta este cazarea în piscină. Momentan nu se poate face baie. Maintenance, full closed, da? Asta este cazarea. Haideți să vă facem un room tour rapid. La prima vedere și pentru mine sunt cu bagajul în brațe. Avem o mini bucătărie, o zonă de luat masa și o cameră frumoasă de... Avem, uitați, ei sunt băieții. Porto Princesa, bine ați revenit! Asta este camera. Arată bine, este decentă. La doar 1000 de pesos pe seară. Travel a bit. Te-am luat. O baie decentă. Cam așa găsiți peste tot în Asia. Nu cu jacuzzi, nu cu cabină de lux. Linda. Este o baie decentă.